Cu doar o oră înainte de ședința adunării creditorilor, Cetgovor Aremus, Borsa s-a aflat la ședința de Consiliu Județean la inițiativa aleșilor. Borsa a afirmat că va continua să facă curățenie la CET și nu va tolera niciun fel de amânare din partea datornicilor CET-ului, indiferent că este vorba de asociațiile de proprietari din municipiul Râmnicu-Vâlcea sau firmele partenere de pe platforma chimică. Am avansat niște prețuri corecte, juste și echitabile, pentru că din capul locului asta am urmărit în raporturile comerciale dintre noi și principalii noștri beneficiari. Să revenim la acel just echilibru contractual. Într-un contract comercial, indiferent ce vinzi și ce cumperi, trebuie ambele părți să câștige, nu doar o parte. Borsa a precizat că își va duce până la capăt și planul de disponibilizare a aproximativ 300 de angajați. Listele celor care vor pleca au fost deja convenite cu sindicatele, la fel cum s-a convenit și tăierea sporurilor pentru angajații care rămân. Suntem de acord cu măsurile pe care le a propus domnul Borsa. Au fost câteva probleme care le-am avut cu listele de disponibilizare, dar efectiv suntem de acord. Oamenii care au fost trecuți pe liste și nu au meritat vor merge în justiție. Ia niște măsuri care este bine pentru salariații CET-ului, adică oprește frauda care se întâmplă la CET. Firma lui Borsa a fost respinsă de adunarea creditorilor în ședința de săptămâna trecută, pe motiv că onorariul cerut este prea mare, 30.000 de euro plus 3% din veniturile suplimentare încasate de CET. Astăzi însă aceiași creditori l-au confirmat pe Borsa cu aproximativ 65% din voturi administrator judiciar la CET.